fie sistemul de ecuații liniare mx plus y minus z egal cu 1, x plus y minus z egal cu 2 și minus x plus y plus z egal cu 0, unde m aparține lui R. Amic, să se determine m aparținând lui R mare, astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. B mic, să se determine mulțimea valorilor lui m aparținând lui R mare, astfel încât sistemul de soluții x0, y0, z0 aparținând lui R la a treia, care verifică să verifice relația x0 plus x0, y0 plus z0 egal cu 4. Și ce mic, să se determine m întreg, astfel încât sistemul să aibă o soluție unică x0, y0, z0 aparținând lui z la a treia. Haideți să facem primul punct. Ce înseamnă matricea sistemului în primul rând? Matricea sistemului este matricea M1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Deci matricea coeficienților lui X, Y, Z. Păi, pentru ca rangul matricei să fie 2, este obligatoriu necesar ca determinantul acestei matrici, să-l notăm să zicem delta, să fie 0. Și după aceea, atenție, va trebui să căutăm și un determinant de ordin 2 diferit de 0. Să facem întâi determinantul acestei matrici. Avem M1 minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Aplicăm regula lui Sarus, deci mai scriem încă o dată prima linie, de asemenea și a doua linie. Construim diagonala principală și paralelele la ea și este egal cu m ori 1 ori 1 egal cu m, 1 ori 1 ori minus 1 este minus 1, minus 1 ori 1 ori minus 1 este plus 1, minus. Ducem diagonala secundară și paralelele la ea și obținem minus. Minus 1 ori 1 ori minus 1 face 1, deci se scade, minus. Minus 1 ori 1 ori m face minus m și cu minusul din față plus m. 1 ori 1 ori 1 este minus 1. Iată, avem minus 1 cu 1 se reduc și obținem 2m minus 2, care fiind egal cu 0 rezultă 2m egal cu 2, de unde m egal cu 1. Prin urmare, pentru m egal cu 1, determinantul sistemului este, sau determinantul matricei A mare este 0. Haideți să căutăm acum să vedem dacă, într-adevăr, matricea noastră va avea rangul 2. Ia uitați, nu mai e nevoie neapărat să le iau pe m egal cu 1, ca să-l înlocuim. Pentru, dacă vom considera determinantul delta 1 din ultimele două coloane și ultimele două linii, el este cine? 1 minus 1, 1, 1, da? A cărui valoare este 1 plus 1 egal cu 2, diferit de 0, prin urmare am găsit un determinant de ordin 2 diferit de 0, un minor al matricei A mare, deci rezultă că rangul lui A egal cu 2, da? Deci pentru M egal cu 1. Punctul B mic. Să se determine mulțimea valorilor lui M, pentru care sistemul să aibă soluții X0, Y0, Z0, care să verifice relația X0 plus Y0 plus Z0. Păi, haideți să-l facem în felul următor. Să încercăm să rezolvăm complet sistemul. Să rezolvăm întâi în cazul M egal cu 1. Deci dacă M egal cu 1, ce devenea sistemul nostru? Aveam X plus Y minus Z egal cu 1. Da? De asemenea, cea de-a doua ecuație era X plus Y minus Z. X plus Y minus Z egal cu 2, da? Egal cu 2. Și cea de-a treia ecuație, în principiu nu mai avem nevoie de ea, minus X plus Y plus Z, minus X plus Y plus Z egal cu 0. Ia uitați însă ce se întâmplă din primele două ecuații. Păi în stânga avem aceeași cantitate, X plus Y minus Z, dacă sistemul ar admite soluție, deci acest lucru ce înseamnă? Că există acești X, Y, Z care să verifice cele trei ecuații, rezultă 1 egal cu 2, care este o contradicție. Păi contradicția de unde provine? Din faptul că am presupus că este... că sistemul admite o soluție, deci rezultă că sistemul este, în acest caz, incompatibil. Prin urmare, o să-l rezolvăm pentru M diferit de 1. În acest caz, cum determinantul sistemului este diferit de 0, sistemul este compatibil determinat. Da? Deci să reluăm sistemul, deci era MX plus, vom copia enunțul de mai sus de aici, pentru că în afară de
primul x, restul rămân la fel. X plus y minus z egal cu 2 minus x plus y plus z egal cu 0. Acum să și sistemul se poate rezolva, dacă dorim, fie prin Cramer să calculăm delta x, delta y, delta z, sau putem prin diverse artificii să rezolvăm, pentru că nu ne-a cerut nimeni observația explicit acest lucru. Și anume, cum vom face? Ia uite, spre exemplu, dacă scădem prima minus a doua ecuație, ce obținem? M minus 1 tot ori x, y cu y se reduc, z cu z se reduc, egal cu 1 minus 2, egal cu minus 1. Cum m e diferit de 1, pot să împart prin această cantitate și obținem x egal cu minus 1 supra m minus 1, sau dacă doriți, amplificăm cu minus 1, x egal cu 1 pe 1 minus m. Aceasta ar fi prima soluție, da? De asemenea, haideți să vedem ce mai putem afla. Uitați, de exemplu, din ultimele două ecuații, dacă le adunăm, ce obținem? X cu x se reduc, y plus y este 2y, minus z plus z se reduc, 2 și cu 0 face 2. Deci l-am obținut și pe y egal cu 1. Cum îl aflăm pe z? Introducem x-ul și y într-una din ecuații, ca să nu mai ne complicăm. De exemplu, în ecuația, nu știu, a doua, a treia, să zicem a treia, da? Minus x, ce înseamnă? Minus 1 pe 1 minus m, plus 1, plus z, egal cu 0, da? Aducem la același numitor și obținem minus 1 plus 1 minus m plus paranteză 1 minus m tot ori z egal cu 0. 1 și cu 1 se reduc și obținem 1 minus m tot ori z egal cu m. De unde z este și el egal cu, deci, m supra 1 minus m. Iată, am obținut toate soluțiile sistemului. Ce ne cere la punctul B? Să determinăm pe acel M încât suma soluțiilor să fie 4. Prin urmare, haideți să facem suma X plus Y plus Z, care e egală cu cine? Deci cu 1 pe 1 minus M plus 1 plus M pe 1 minus M, da? Care e egal cu cine? Aducând la același numitor, deci cu 1 minus M, deci obținem 1 plus 1 minus M plus M, totul supra 1 minus M, m și cu m se reduc și egal cu 2 supra 1 minus m, care trebuie să fie 4. Și de aici îl scoatem pe m. Deci 2 egal cu 4 minus 4m, rezultă 4m egal cu 4 minus 2 egal cu 2, de unde m egal cu 1 pe 2 și cu aceasta am rezolvat punctul B. Ce mic, ultimul punct, ne cere să determinăm m întreg, astfel încât sistemul să aibă o soluție unică, x0, y0, z0 întreagă. Păi, cum M oricum, fiind diferit de 1, sistemul va avea soluție unică, că e compatibil determinat, mai trebuie pus condiția și ca, dacă M este întreg, aceste soluții scoase mai sus, adică x, y, z, să fie întregi. Cum y este întreg, va mai trebui ce? Ca 1 pe 1 minus M să aparțină lui z, și de asemenea M supra 1 minus M, adică Z, să aparțină lui Z. Observați însă că dacă 1 pe 1 minus M va fi întreg, atunci automat M supra 1 minus M este cine? Este M ori 1 pe 1 minus M. Cu 1 minus M din condiția, 1 pe 1 minus M din condiția de mai sus este întreg. Cum M din ipoteză este întreg, rezultă că această a doua condiție va avea loc. Prin urmare, problema se reduce la a determina ACM pentru care 1 pe 1 minus M să fie întregi. Păi, cum aici avem numere întregi și sus și jos și la numărător și la numitor, această condiție este echivalentă cu cine? Cu 1 minus M să fie un divizor al lui 1, nu? Ca fracția să se împartă exact, adică să fie plus sau minus 1. Și avem pe rând, pentru 1 minus M egal cu 1, 1 și cu 1 se reduc, deci obținem M egal cu 0, să zicem M1, iar pentru 1 minus M egal cu minus 1, ce rezultă de aici? M egal cu 2, M2 egal cu 2. Prin urmare, cum acestea două, evident, sunt numere întregi, dacă M aparține lui 0, 2, rezultă că soluțiile sunt întregi. Dacă dorim, putem să le și spunem care sunt. Pentru 0 avem soluția X1, Y era 1, Z, 0 pe ceva este 0, iar pentru x egal cu, pentru m egal cu 2 avem x-ul 1 pe minus 1, minus 1, 2 supra minus 1 care face minus 2 și y-ul care era 1. Și cu această problemă este complet rezolvată.